Bun venit la un nou episod al podcastului Verde. Podcast realizat de Green City Lab în parteneriat cu proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie. Venim în fața dumneavoastră împreună cu autoritățile publice, cu cei din mediul de afaceri, cu mediul academic, pentru a discuta care sunt inovațiile în domeniu, care sunt tehnologiile pe care putem să le aplicăm astăzi pentru a avea un viitor mai frumos mâine. Astăzi, alături de noi, avem două invitate, aș spune eu, două curajoase. De ce spun așa? Fiindcă, în primul rând, este un curaj în ziua de astăzi să încerci să schimbi mentalitatea, fiindcă până la urmă asta este cel mai complicat. Și o salut alături de noi pe doamna Ana Bradu, fundatoarea afacerii Bocaș Organico. Bună ziua! Bine ați venit! Cea de-a doua invitată a reușit să schimbe mentalitatea inclusiv a celor care suntem aici prin, cred eu, două feluri de a fi. Prima, chiar dacă și-a făcut studiile în Franța, a luat decizia de a reveni în Republica Moldova, iar cea de-a doua inițiativă este faptul că încearcă să ne facă pe noi să înțelegem că plasticul și deșeurile nu sunt doar deșeuri, dar pot căpăta și o nouă viață. Și salut alături de noi pe Cristina Tocare. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați dat curs invitației și vă rog în primul rând să vă simțiți tare ok că suntem numai doamne aici și o să împărtășim din experiența inclusiv poate proprie a fiecărui din diferite domenii. Spuneam la început că, doamna Ana, ați reușit să schimbați genul de activitate care, prin care ați mers o lungă perioadă a vieții, dar cum, de unde a apărut motivația, de unde a apărut ideea aceasta și intenția Ajungem și la ce înseamnă, de fapt, compania pe care o, o reprezentați, dar de unde a apărut ideea? Ideea a apărut dintr-o nevoie personală. Eu, de ceva vreme, adică de o bucată mai îndelungată de timp, am început să-mi colectez separat plasticul, hârtia și, la un moment dat, mi-am dat seama că nu rămân foarte multe resturi alimentare. Am început să fiu mai atent, să văd că de fapt și aruncam resturi și înțelegeam că așa nu mai poate continua pentru că trebuie să facem ceva ca să schimbăm lucrurile în familia noastră. Atunci am început să caut pe internet. Nu am găsit aici în țară nimic care să se potrivească nouă. Noi locuim la bloc și atunci am început să caut peste hotare. Și am găsit uh, această soluție Bocaș, organ Slovenia. Eram atât de entuziasmat, am stat zile întregi și am citit, am cercetat. Uh, M-a impresionat faptul că pe platformele internaționale de comerț, ori ei sunt prezenți în, în foarte multe țări, practic nu aveau recenzii negative și am zis că eu găselniță această soluție, aceste coșuri Bocaș-Urgancu și dacă mi-am foarte bine, era chiar ora 3 de noapte, într-un weekend, când am scris mesaj la companie pentru că m am gândit că dacă eu am nevoie de o asemenea soluție, cu siguranță. Mai sunt oameni în țara noastră care o așteaptă și am avut dreptate. Ca să facem o mică paranteză și să înțeleagă și cei care ne ascultă, da? din tot ceea ce aruncăm noi. Există anumite deșeuri care pot fi reciclate, dar o bună parte, unele studii arată că 60% sunt deșeuri organice, inclusiv unele studii arată că, de fapt, în Republica Moldova, de la un oraș la altul, sunt diferite cote uh, da, a deșeurilor organice, care nu pot fi reciclate. Deci, afacerea pe care o faceți dumneavoastră asigură gestionarea exactă a acestei părți a deșeurilor, deșeurile organice. Adevărat. Deci, într-adevăr, așa cum ați menționat și dumneavoastră, practic mai mult de jumătate din ce aruncăm noi la gunoi sunt resturi care pot fi valorificate și trebuie să fie valorificate. Soluția care am adus noi în Republica Moldova, ea este destinată în tâi de toate locuitorilor de la oraș, de la bloc și asta e minunat, pentru că dacă la țară oamenii mai au păsări animale și mai pot să utilizeze resturile de mâncare, în oraș chiar e o problemă și asta e problema municipalităților, de fapt, resturile organice. Și iată că noi am adus-o și ne bucurăm că suntem tot mai, mai cunoscuți. Super, super. Cristina, am un subiect în familia copilul meu de 10 ani, de ceva timp tot se întreabă cum să facem așa ca cei care sunt plecați peste hotare să revină în Republica Moldova. Eu încerc să găsesc soluții și să, să, deschidem acest subiect. Și să, dar totuși, din experiența deja iată, a unei persoane care a făcut studii în Franța și a, a, a decis să revină în Republica Moldova. De ce ai decis să revii și de unde a apărut ideea pe care o promovezi? Uh, eu, de fapt, de când am plecat, nu am plecat cu ideea că plec definitiv sau cumva cu așa o mentalitate. Eu, de fapt, cred că omul, dacă e priceput și dacă face o treabă bună, se descurcă oriunde n-ar fi, în toate condițiile. Și de asta ține de sine, de cât de implicat, cât de dedicat, cât de profesionist ești. Ideea atelierului meu sau ideea, ideea proiectului meu noi avem un atelier de reciclare a plasticului. Noi preluăm uh, două tipuri de plastic pe care le procesăm. Proiectul ăsta m-a adus acasă. Uh, am venit să-l dezvolt pe el. Uh, cum am ajuns la asta? Cred că dintr-o procesul asta Când ajungi la sfârșit de studii Și încerci să-ți analizezi Care-ți unele, da, uh, Care-ți sunt interesele Ce-ți place În care domenii te regăsești Pentru că eu am făcut administrare economică și socială E un domeniu super larg Din facultatea asta ies -și Contabili și banchieri Și juriști și uh, Și antreprenori uh, Și iată proiectul ăsta, domeniul ăsta a antreprenoriatului de impact, este o intersecție perfectă la tot ce înseamnă pasiune, la tot ce înseamnă uh, interesele mele și deja partea asta profesională pe care am obținut-o din studii. Doamna Ana, deci din ceea ce am discutat noi până acum, uh, acest coș-bocașă, da? hai să spunem așa, uh, asigură gestionarea deșeurilor, celor 60% din deșeurile pe care le creează o gospodărie care trăiește la apartament. că spuneam că la, în cazul în care vorbim de gospodării care sunt la sol, este mai, mai ușoară gestionarea acestei părți. Cum lucrează? Da? Care este principiul de funcționare a acestui coș fermecător? Într-adevăr, este, este, un coș fermecat pentru că practic tot ce ne rămâne în, în bucătărie, noi putem să valorificăm cu acest cu ajutorul acestor coșuri bocași. Ele funcționează împreună cu tărâțele îmbogățite cu microorganisme eficiente. Acesta este ingred ingredientul magic care acționează ca un accelerator de compostare și de fapt ne ajută ca într-un termen destul de restrâns să obținem o bază de compost și ulterior un compost de cea mai înaltă calitate. Deci, practic, noi avem coșul ăsta pe care îl ținem în bucătărie. Pe parcursul zilei adunăm resturile alimentare într-un vas și odată în zi, pentru că funcționează este un proces anaerob și trebuie să fie acoperit, coșurile sunt ermetic închise, odată în zi punem în straturi tărâțe și resturi alimentare și e așa timp până când îl Dar există anumite norme care trebuie să fie grosimea stratului de deșeu organic da, este, ulterior să, să, fie plasată această tărâță? Este de dorit, sigur că noi acasă când gătim sau gospodărim, nu mai stăm cu rigla să măsurăm, dar este de dorit ca să fie resturile mărunțite cât, cât, mai bine și am plasat în straturi de 5 cm de deșeuri. Din propria experiență pot să vă spun că deja te obișnuiești și faci la ochi toate lucrurile și apoi presurăm aceste tărâți, avem grijă ca să fie mereu vasul bine, bine închis. După ce s-a umplut coșul, lăsăm la fermentat timp de 14 zile. În toată această perioadă este foarte important că acest coș este prevăzut cu un fund dublu și împiedic lichidul care se scurge ca să intre în contact cu deșeurile. Și previne, de fapt, putrefacția deșeurilor. Deci, cel levigat care se da. produce, hai să spun da. așa, la depozitele care sunt așa Haideva. cum sunt gestionate, el îl captați printr-o altă... Da, da, și noi putem să-l să scurgem și să-l diluăm cu apă și îl utilizăm la stropitul plantelor sau în formă nediluată putem să curățăm țevile cu el. Deci... Dar, așa, pentru statistică, ca să înțeleg, mi-e interesant. a două familii, de exemplu, de 3 sau 4 persoane, da? Care este timpul aproximativ în care noi uh, umplem acest coș? Estima... Estimativ, sigur că variază în funcție de obișnuință. Da, da, de consum, dar... dar, estimativ, un set din două coșuri ar trebui să ajungă la o familie din patru persoane pentru o lună. Uh -huh. Deci, două coșuri pe lună. Doar că ce se întâmplă la noi, noi aruncăm acest deșeu organic, această resturi alimentare, le aruncăm, o bună parte din noi le aruncăm împreună cu plasticul, plasticul fiind unele date statistice ne spun că sunt constituie 4-6% din tot ceea ce înseamnă deșeuri în Republica Moldova de unde luăm materie primă de unde luați materie primă, Cristina, pentru a da, viața nouă acestui plastic. Ideea noastră, adică noi nu lucrăm cu deșeuri municipale, cu deșeurile în formatul ăsta. Noi, comunitatea noastră sau persoanele care află de noi. Separă deșeurile de plastic de tip 2 și 5 și ne le aduc nou la atelier. Hai să în și celor curat. care ne ascultă, ce înseamnă 2 și înseamn 5? Da, fiecare ambalaj de plastic are un triunghi, de obicei am plasat la fundul recipientului, un triunghi cu cifre de la 1 până la 7. 7 însemnând altele care în sine includ încă vreo 100 de tipuri. Fiecare cifră înseamnă proprietățile, compoziția plasticului pe care îl are. Chiar și cu ochiul liber putem observa cum o sticlă de apă se comportă diferit de capacul ei sau o sticlă de la o, un produs chimic se comportă diferit de o caserolă în care stocăm mâncarea. Și iată proprietățile astea se deosebesc prin cifrele lor. Noi Cumva am ales, pentru că suntem la început, am ales tipurile de plastic care uh, oferă un material dur, uh, un material care nu se decolorează, un material care în procesul de reciclare este mai eficient, adică nu elimină fumuri, nu elimină alte substanțe toxici care nu pot fi inhalate, precum, de exemplu, dacă am reciclat tip 7, dar asta e un tip care nici nu se reciclează în mare parte. Da, noi am ales tipurile astea, încercăm să le gestionăm așa. Scopul nostru este, desigur, în timp să diversificăm gama de materiale pe care le folosim în produsele noastre, dar începutul e asta și e dimensionat că noi le recepționăm curate și după posibilitate fără etichete. Adică noi nu suntem o uzină care am avea capacități să le spălăm. Noi le sortăm la noi în atelier pe tipuri și pe culori și deja ele le merg mai departe în proces. Super, interesant. Spuneam că dacă ar fi să facem o diferențiere a categoriilor de deșeuri pe care noi oamenii le aruncăm la gunoi, 60% ar fi deșeurile organice, restul 40% sunt cele care pot fi reciclate. Unele studii arată că noi, chiar dacă am trecut prin multiple crize, oricum rămânem a fi o națiune care cu părere de rău aruncă foarte multă mâncare. Uh, și o întrebare, uh, e interesant dacă ați făcut un astfel de studiu sau aveți un, uh, un, o părere din partea celor care deja sunt, uh, folosesc uh, coșurile dumneavoastră, s-au schimbat uh, obiceiurile gospodăriilor care, iată, că au procurat aceste coșuri, fiindcă e una probabil că atunci când arunci la gunoi uh, tot, uh, tot împreună cu celelalte deșeuri, inclusiv cele reciclabile, și probabil că nu-ți dai seama că inclusiv și mâncare arunci care puteai pur și simplu să nu cumperi de la magazin, și probabil că e alta atunci când pui cele 5 cm și știi că după asta trebuie să pui tărâță. Există, uh, ați observat cumva vreo tendință de, de schimbarea a modului de gestionare a gospodăriilor, au venit lumea cu un feedback și au zis că, păi, să știi că chiar ne-am pus pe gânduri. Ce mâncăm și ce, și ce rămâne după noi. Cu siguranță așa este, doar că Trebuie să menționez, întâi de toate, că aceste coșuri le cumpără, în mare parte, oamenii care deja înțeleg care este riscul aruncării la gunoi a deșeurilor organice. Deci, în mare parte, este consumatorul conștient, care deja a făcut niște schimbări în obiceiurile sale de a-și gestiona deșeurile. Dar, fără îndoială, că avem avem oameni și asta bucură foarte mult. Ei sunt, în primul rând, sunt entuziasmați că este atât de ușor și ce am observat mai multe lume îmi spunem că simt așa o stare de bine. Știți, atât așa la faci nivelul... Tu și va pentru, tu faci tu ceva pentru, pentru faci Pentru că nu, când spunem pentru planetă, parcă ne pare că asta așa e de general, dar de fapt este foarte concret și ne vizează pe fiecare din, dintre noi. Și asta e minunat. Sigur că se, se schimbă. Noi le recomandăm așa la început celor care încă nu s-au decis să, să utilizeze coșurile de compostare, fie că sunt ale noastre, fie că își improvizează ei, doar că să, să composteze deșeurile organice. Și le recomandăm să urmărească timp de două săptămâni cât aruncă Că și ce conține coșul lor de gunoi, structura. Și atunci, cu siguranță, conștientizezi altfel și poți să-ți pui mâinile în cap, pentru că tu așa arunci și nu urmăriești. Dar când, de fapt, iată, zi 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 să-ți scrii cât am aruncat astea. Și atunci, sigur că înțelegi că asta e și risipă de alimente, și cheltuială de bani, da. și uh, o sursă de poluare pentru mediul ambient. Da, cu siguranță. Totuși, dacă ar fi să ne întoarcem la plastic, spuneați că îl asigurați cumva colectarea lui benevolă, hai să o spunem așa. Lumea de unde află de voi și dacă cineva care este privitor acum se decide că vrea să facă și el un aport pentru un mediu mai curat și să doneze acel, acel plastic care corespunde cerințelor, unde vine, cum vă găsește și cum asigurați colectarea? Noi încercăm să fim activi pe rețelele de socializare, ne numim Resicline Moldova pe Facebook și Instagram, acolo inclusiv găsiți și instrucțiunile de cum să determinați tipurile, de cum uh, să le pregătiți pentru reciclare uh, și noi special am ales o locație în centrul Chișinăului, suntem în curte la Casa Presei și persoanele cu o notificare prealabilă uh, vin la noi în atelier și ne-l aduc. Am ales o locație centrală ca, cu siguranță o dată în lună, să aibă persoana drum, să treacă să ne-l lase, pentru că noi nu solicităm saci întregi sau cumva cantități mari sau metale grele, adică câte o pungă de hârtie sau câte o pungă precis lumea are drum și asta e ușor. Doar trebuie să începi chiar toate obiceiurile astea, ele poate prima perioadă să creeze puțin disconfort, dar apoi te obișnuiești și ele tare ușor intră în rutină. Cristina, dar totuși vii dintr-o societate, ai trăit o perioadă în Franța, vii dintr-o societate unde lumea este învățată să-și gestioneze deșeurile și să le colecteze separat. Inclusiv din ce cunosc, se aplică și amenzi în cazul în care nu se respectă această normă. Iată așa, ca un sfat dintr-o parte, mai ales că deja e o, o perioadă destul de lungă în Republica Moldova în care încerci să promovezi faptul că este necesar să ne schimbăm obiceiurile astăzi. Ce ar trebui să facă autoritățile ca să, să, să ajungem să avem o înțele aceeași înțelegere cum au uh, uh, europenii pentru a ne schimba? În general, toate practicile astea sustenabile sau parcursul ăsta spre un viitor mai curat, ele se întâmplă nu peste noapte și ele se întâmplă nu pentru că autoritățile trebuie să ne ofere. Noi putem să avem și noi observăm chiar în unele curți, sunt tomberoane aparte, lumea aruncă în mix. Observăm inițiativele astea, chiar și atelierul meu. Multă lume cunoaște despre noi, chiar și din anturajul meu. Multă lume știe cu ce eu mă ocup, dar nu toată lumea începe asta. Și de asta, fiecare trebuie să înceapă de la sine. Parcursul ăsta, civilizația asta sau modul ăsta de trai este un efort comun. Nu trebuie să așteptăm cineva să ne facă. Și iată, încep de la sine. Toată problema asta a poluării, toată problema asta a separării deșeurilor, a gestionării, începe de la tine din cap în general. Atunci când ești un magazin și alegi să refuz o pungă. alegi să-ți uh, iai produsele fără ambalaj, alegi un ambalaj la urma urmei ecologic, care știi că nas a să sau n-a rămână pe planetă în 500 de ani, pentru că ți-o trebuie 30 de secunde să te duci până acasă cu el. Uh, să alegem uh, foarte mici de m acțiuni pe care fiecare le poate face. Deja, ce ține de autorități, da, noi trebuie să avem infrastructură, Iată, să continuăm uh, cu uh, tomberoani, să continuăm cu investiția în educație. De exemplu, noi de la asta am început. Noi, ca să începem a vinde un material pe piață, noi tot timpul ăsta am dedicat la educare, pentru că eu nu pot să încep să vând un material despre care tot societatea crede că el e uh, mirostor, că el e urât, că el nu este de calitate. La finele anului 2023 a fost uh, operat modificări la legea privind la deșeuri, uh, respectiv de la 1 ianuarie 2027 urmează să fie asigurată colectarea de către unitățile de comerț, colectarea sticlelor de plastic, de sticlă și de aluminiu pentru a fi rambursată valoarea acestei, acestor ambalaje. E un proces destul de anevoios, știm că în România a durat trei ani până lumea s-a învățat și până a fost pus în aplicare, dar poate este bine și să ne învățăm și sper să ne învățăm pe greșelile altora și să nu fie nevoie de o perioadă prea lungă pentru a implementa. Dar noi cu doamna Ana am făcut cunoștință grație unui eveniment pe care l-am organizat, tot în parteneriat cu proiectul Tehnologiile Viitorului, o expoziție cu Green. Și este interesant dacă. Și v-am văzut ulterior, v-am văzut și la alte, la alte evenimente organizate. Mi-e interesant dacă ar fi să faceți o analiză da, din momentul în care ați lansat afacerea până în prezent. Există totuși o tendință de interes din partea comunității, din partea oamenilor pentru ceea ce faceți? Cât de des sunteți întrebat? Care sunt modalitățile prin care conversați și prin care comunicați cu, toată, cu toți cei care sunt interesați? Bineînțeles, altfel, nici nu am fi putut continua dacă nu era un interes din partea comunității. Eu vreau să spun că noi am adus coșurile, pentru prima dată le-am lansat în public la o ediție a Zilei Mediului în Republica Moldova. Și iată atunci am rămas. Care a fost în anul? În acum doi ani, da, și am fost plăcut, surprinsă, că erau soluții de atât de mare interes. Eu toată ziua aceea știu că am vorbit în continuu, erau grupuri întregi de oameni care se apropiau în continuu curioși ce este asta, cum funcționează. Și după aceea, sigur că noi am început să fim mai cunoscuți. Deci, fiecare ocazie, fiecare eveniment la care participăm și eu vreau să folosesc acest prilej ca să mulțumesc tuturor oamenilor, organizațiilor care ne ajută și ne susțină în acest parcurs al nostru. Fiecare expunere este un pas înainte pentru noi. Pentru că, iată, noi nu ne trezim dimineața și spunem că astăzi, de astăzi eu încep să compoziția resturile alimentare. Trebuie să treacă o anumită perioadă pentru ca această idee și această dorință să se coacă în capul nostru. Da? Respectiv, noi putem să avem, da, să ne ajungă oamenii din urmă peste jumătate de an, peste un an și eu întotdeauna îi întreb de unde ați aflat despre noi și atunci urmăresc așa traseul. Fiecare eveniment aduce, aduce o plusvaloare în plus Hai să sperăm că după, facem după această emisiune pe care o filmăm o să fie o plus valoare și oamenii o să, o să se întrebe la ce pot face eu pentru faptul ca să asigur un mediu curat. Dacă să fiți sinceri, atunci, care este cea mai mare provocare în acești doi ani pe care ați avut-o în cadrul activității? Eu cred că însuși faptul de a menține o afacere, de a menține picioare o afacere care promovează și vinde produse puțin cunoscute, despre care puțin lumea au auzit și mai puțin le utilizează, este o provocare continuă. Da? Cum comunicați cu potențiale clienți? Da, apropo, de unde avem paginile noastre pe social media, acolo unde încercăm și construim o comunitate a noastră, și apoi organizațiile de mediu care le mulțumim că ne invită la evenimente. De asemenea, vizitele în, în, școli, la centre acolo, tabere de vară pentru copii, deci orice oportunitate care apare, noi o, o utilizăm. Și bineînțeles avem deja site-ul nostru, bocașii.md, acolo unde fiecare poate să intre să afle informații. Cristina, dar pentru voi, care sunt cele mai mari provocări? Ați ajuns să, fie vreo zi în care n-ați avut deșeuri, din care să modelați lucrurile da, pe lângă toate provocările astea tehnice, în, pentru la noi încă nu e doar o distribuire de un, de un produs, e o producere, pentru că noi, spre deosebire de toată industria asta a reciclării, noi... De la deșeu aducem materialul la produs finit și avem, în general, toată partea asta de educație, promovare, lucru cu comunitatea, avem colectare, avem producere și avem distribuție, adică noi facem de toate. Dar tehnologia, de unde ați preluat-o și cum. Unde, unde, unde o aplicați? Unde aveți spațiile? Tehnologia am preluat-o de la o comunitate globală care se numește Precious Plastic. Este o sursă deschisă de informații despre utilaje, despre cum lucrează, cum se comportă plastic, cum el trebuie abordat. În general, cumva. Noi am adaptat toată industria asta a reciclării la format de atelier, adică cantitățile cu care noi lucrăm sunt micuțe. Uh, referitor, încă la provocări, uh, treaba de lucru cu oamenii, cu comunitatea, de promovare, de convingere, că da, dacă să depui și tu un mic efort la problema asta, ea o să rezolve. Adică problema mediului e atât globală și mare, dacă nu avem um, inițiative locale din astea, ea nu să se rezolve. Și atât înțelegerea asta și implicarea comunității, asta este o provocare. Ați încercat să colaborați și cu alte, alte entități, alți agenții economici pentru a promova, pentru a acorda un sport. Pentru că oricum este bine atunci când cei care gândesc la fel își dau o mână de ajutor și se promovează unii pe alții. Sau tot totuși există reticență și chestii de asta că fiecare e cu businessul său și nu, nu vrea lumea să se <laughs> și da și nu deci pentru mine este greu deocamdată ca să răzbatem în rețele da? de comerț, mi s-a spus direct că noi nu avem oameni instruiți și dedicați care trebuie să stea să explice consumatorului. Consumatorul nostru nu este pregătit pentru așa produs. Produsele dumneavoastră sunt prea inovative pentru momentul în care ne aflăm noi acum și atunci când o să vină momentul, noi o să vă găsim și o să vă căutăm. Am mai avut și câteva, nu foarte multe, dar experiențe așa care nu s-au soldat cu mare succes, anume, da, iarăși parteneri care um, au luat aceste coșuri, le-au expus în vitrinele lor, dar uh, pentru faptul că nu au făcut o vânzare în prima lună, le întors, uh, ne le-au întors înapoi. Noi le luăm cu mare drag, ne bucurăm că mai sunt uh, uh, și din cei care le păstrează și uh, ceea ce le explicam eu, că de fapt uh, aceste soluții nu se pot vinde de la sine, pentru că trebuie într-adevăr o muncă de explicare, de prezentare, pentru ca omul să înțeleagă de ce are el nevoie, de ce gospodăria lui are nevoie de, de aceste soluții. Și mă bucur că sunt și din cei care cred în. În idee și pentru care nu ne întotdeauna banul este pe primul loc, dar sunt din cei care consideră că pentru ei este important să aibă această ofertă pentru, pentru oamenii lor. Frumos, sperăm că poate inclusiv după emisiunea de astăzi mai multă lume. Cel să o să pune întrebarea și o să caute și o răspund și o să vă caute și pe, pe dumneavoastră. Vreau să întreb, Cristina, dacă în frumoasa și nobila muncă pe care o faceți, aveți suport din partea, nu știu, altor ONG, partenerilor de dezvoltare pentru a fi mai auziți, fiindcă uh, munca pe care o faceți, inclusiv ceea ce ține de educație, este o muncă enormă. Este destul de complicat să ajungi la fiecare în parte, să încerci să te faci auzit. Aveți suport din partea cuiva? Vă ajută cineva? În primul rând, suportul cel mai mare îs persoanele care aleg produsele noastre și aici uh, se includ și persoanele fizice care aleg să-și ia pentru ei un produs, pentru noi avem acum o colecție de bijuterii din plastic reciclat și urmează să avem o colecție de mobilier din plastic reciclat mm. uh, dar avem dar Dacă și... puteți aici uh -huh. să facem o mică paranteză și să ne explicați care sunt categoriile de bijuterii ce mobilier aveți Uh, iată, eu port o pereche de bijuterii uh, de cercei din plastic reciclat. Noi uh, tăiem și prelucrăm plasticul ăsta așa, în forme, în șlefuire, în asamblare uh, și Bijuteriile au fost primul produs cu care noi am început și cu care noi ne-am lansat, considerând că aveam puțin plastic, considerând că echipamentul nostru era unul vechi, și atât despre suport, vreau să menționez că aveam și afaceri locale ca, sau organizații care iarăși aleg produsele noastre în detrimentul celor de, de mass market, anume în chestii personalizate, în decorurile pentru interiorul lor, în insigni, în materiale promoționale, în diferite... Um, consumabile care le au uh, și acum că suntem pregătiți deja pentru partea cu mobilierul, deja suntem pregătiți și să ne asumăm și proiecte mai mari de mobilare, anume și de includere a materialului ăsta în spațiu uh, oricui. Că o să avem și colecția noastră personală, adică cu câteva modele care fiecare poți să le cumpere, dar și proiecte individuale o să putem face. Uh, noi primăvara asta. <laughs> Am uh, primit un grant de la stat uh, prin care ne-am uh, uh, cumpărat echipament nou și uh, plăcile noastre de plastic considerabil s-au mărit, adică noi acum suntem capabili să facem plăci de un metru pe metru cu grosimea de până la 3 cm și aici deja uh, m-ați mai întrebat anterior dacă avem uh, zi când nu ne ajunge plastic uh, acum că capacitățile noastre tehnice au crescut, da, ajungem să cheltuim tot, da, să avem un deficit, pentru că noi acum, cred că lunar, primim în atelier în jur de 50, 70, de poate 100 în zilele, în lunile bune. Um, uh, lunile când noi suntem mai implicați uh, prin evenimente, de ne implicăm cu colectarea în care promovăm mai intensiv sau cumva așa. Da, și acum capacitățile noastre au crescut, cantitățile de plastic pe care le procesăm au crescut și iată vedem o, o, o tendință de a cu cât compania noastră crește, cu atât și impactul nostru pozitiv crește. Super! protejarea mediului. Să da, spune. Da, eu voiam doar un apropo, pentru că la referitor la parteneriate mm. vorbeam de organizații, de instituții, dar cred că nu ar fi corect și țin cu tot din adins să menționez că sunt oameni care fac cât 10 organizații și noi, slavă Domnului, că avem parte de asemenea oameni care vorbesc lumii care utilizează produsele noastre și ne ajută să, să promovăm mesajul nostru. Da, avem probabil Que mensagem de... necesitatea schimbării obiceiurilor zi de zi e ca un lans, da? De la om la om oricum să, să transmiti mesajul. Eu tot consider că și la noi, în cazul nostru, consumatorii noștri, clienții noștri sunt ambasadori. Cristina, spuneați că aveți totuși un deficit la un moment dat, deja îl simțiți, deficitul ăsta de plastic. Vă gândiți cumva să schimbați modul în care o să gestionați situația de colectare, da? Însă și colectarea plasticului. Cum, cum aveți de gând să vă creșteți afacerea, pentru că ar fi păcat după tehnologiile în care spuneți că ați investit și o să ajungem la faptul că să avem și mobilieri inclusiv din plastic, uh, să ajungem să nu, nu l-avem. Uh, în primul rând, noi acum, ultima perioadă, am avut o perioadă de experimentare, de testare a combinației dintre material și utilaje și aici s-a folosit mult în direcția asta. Noi acum lansăm o campanie de colectare prin școli și anume vom colecta capacele de la sticlele de apă care îi undeșeu foarte frecvent în mediul școlilor. Toată campania asta însoțită de o campanie de informare, instrucțiuni video, infografice, uh, vizite în atelier uh, și anume promovarea uh, aruncării separate a deșeurilor, uh, plus implicăm cât mai multe afaceri locale care produc uh, diferite tipuri de deșeuri și asta este o altă uh, modalitate de colaborare cu ei, adică ei nu doar Beneficiază de produsele noastre, dar uh, încercăm să fim acea pârghie prin care afacerile locale, nu contează de domeniul în ce domeniu activează, să poată deveni mai sustenabil și anume să își dea deșeurile lor uh, la reciclat, și anume saloanele de frumusețe, uh, clinicile, uh, cafenelele, restaurantele care au un flux de deșeuri foarte mare și iată promovăm în direcția asta și ne orientăm și asta o să ne asigure să avem o cantitate de plastic stabil pe care o recepționăm. Ați spus și m-am întrebat, dar o să mă întreb în voce tare, spuneați că vreți să începeți cu faptul ca copiii din școli să aducă Capacele. capacele de la sticlă, dar rămâne sticla și poate v-ați gândit cumva să faceți o asociere cu companiile care sortează deșeurile pentru să nu înțeleagă cumva acel copil că doar capacul, că doar capacul da. este necesar să um, reciclăm. Noi colaborăm cu cei de la Asociația Obștească Reciclare în proiectul ăsta și celelalte deșeuri urmează să fie gestionate de ei um, noi cumva încercăm să oferim partea noastră de efort și cât putem atâta luăm cumva în direcția asta și deja cealaltă parte să fie preluată de cei mai mari sau de cei care sunt dar ar fi, frumos, ar fi frumos să faceți o colaborare ca să, da, colaborarea să există e... o platformă unică de comunicare, cumva copiii de mici să înțeleagă toate elementele, da, ceea ce înseamnă deșeu, sticla de plastic, ce se întâmplă cu ea. Da, doamna Ana, spuneați că ați făcut și dumneavoastră instruire în școli. mi e interesant totuși, iată, inițiativa aceasta de a veni cu instruire în școală. Ea vine de obicei de la profesori sau vine totuși de la copii? Și dacă observați, o, există o solicitare mai mare de a fi informată? adică sau fiecare copil stă cu nasul în telefon și se gândește, wow, când vor pleca și ăștia că explic istorie. Ar fi prea mult să le numesc instruiri, probabil sunt prezentări în cadrul anumitor ore de clasă, dar de obicei sigur că vin din partea profesorilor, mai cu seamă în școli acolo unde deja au avut loc anumite proiecte de educație de mediu, că niciun profesor care nu este el însuși pregătit nu o, să, nu o să, te invite. Da, sau, și sigur că noi când mergem nu mergem doar cu o prezentare, dar luăm și coșurile și tărâțile și facem așa puțin interactiv și nu prea au ei timp să se plictisească. E adevărat că e greu să captezi atenția, dar am avut și experiențe de lucru anumite parteneri care avem și copii de șase ani și de șapte ani și ei ascult foarte interesant foarte mult pentru că ei sunt sensibili asupra efectelor negative care le are poluarea asupra mediului și a animaluțelor și am avut experiențe și cu adolescenți acolo poate era un pic mai complicat, dar oricum, deci sigur că dintr-un număr de 30-50 copii o să fie câțiva care o să se uite în telefon, dar este important că chiar și uitându-se în telefon, cu siguranță că informația care o să audă, cel puțin un, un gând o să-i o să rămână de la, de la întâlnirea asta. Cristina, tehnologia pe care dumneavoastră o folosiți, ok, este cunoscută peste hotare, dar este inovativă pentru Republica Moldova a existat un interes din partea totuși. Eu insist să, să, să știu dacă uh, potențiale donatori sau potențiale parteneri de dezvoltare s-au lăsat interesați și v-au acordat un careva suport. Poate inclusiv suport nu neapărat financiar, fiindcă nu, nu întotdeauna suport financiar contează. Contează și suportul în uh, promovarea gândului și în promovarea ideilor pe care le aveți. Da, cu siguranță comunitatea din Moldova de investitori, comunitatea de, de persoane sau de cei interesați de inovație se, își manifestă interesul și susținerea pentru proiectul nostru, inclusiv cu cei de la... Proiectul Tehnologiile Viitorului? Tehnologiile Viitorului, da. Am avut și o întâlnire cu ei să găsim care ar fi punctele comune pe care am putea colabora, cum ne-ar ne putea ei ajuta, fie cu spațiu uh, sau cu uh, inclusiv financiar. Am primit și ne-am implicat la diverse uh, evenimente și proiecte organizate de ei. Am venit ca mentor sau ca cu prezentări sau ca Promovare. Cu Nu, nu va... ne simțim singuri Super. sau lăsați într-o parte. Cu Super. siguranță se manifestă interes Super. Super. Noi. Super. Dar ați identificat poate ceva know-how în tehnologiile pe care le aveți deja pe piața internațională pe care v gândiți să le preluați și să le folosiți în Republica Moldova sau v-ați vă, vă oprit sau v-ați ați identificat care este soluția cea mai bună pornit la cantitățile de plastic pe care puteți să le gestionați? cu siguranță este loc de explorare și idei de implementare. Materialul ăsta e, e așa că îl poți utiliza în limita creativității pe care o ai. Și asta și mă ține motivată și asta și îmi sporește interesul să lucrez cu, cu materialul ăsta. Da, am zis că odată ce o să devenim experți și o să ne reușească să procesăm în tehnologia care o facem acum uh, urmează să adică așa în planuri de mai lungă durată urmează să uh, vedem cum am putea folosi materialul ăsta în printare 3D uh, în diferite mărimi. adică intenționăm să printăm mobilă din plastic reciclat și să-i explorăm uh, diferite tehnici Și aș avea o, ult o ultimă întrebare uh cum vedeți Republica Moldova peste 5 sau 10 ani, dumneavoastră decizi care este termenul pe care faceți o prognoză, prin prisma activităților pe care le desfășurați? Doamna Ana. Cu siguranță vor fi schimbări. Eu cred că noi până la acel moment, 5, poate nu, dar 10, vom avea sisteme bine puse la punct de gestionare a deșeurilor a tuturor deșeurilor și cred că vom avea o rată foarte mare de conștientizare în rândul populației, vom avea programe de educație pentru tineri, vom aduce inovații în, în domeniu și da, eu sunt optimistă. Adică da, eu sunt optimist, eu înțeleg că nu, nu va fi totul atât de ușor, dar cred că fiecare trebuie să-și facă partea lui de lucru. Fie că este vorba de eu ca persoană fizică, fie că este vorba de afaceri, autorități, societate civilă, dar asta ar fi frumos, ca să fie eforturi conjugate, doar așa poate să fie un, un rezultat. Un rezultat frumos. Mersi. Cristina? spuneam înainte de emisiune că întrebarea ar fi dacă s-a schimbat în ultimii cinci ani ceva în ceea ce înseamnă reciclare și ceea ce înseamnă reutilizarea deșeurilor, dar cum vezi viitorul? Eu tot sunt foarte optimist. În general, asta e un fenomen care se întâmplă. Lumea inovează și avansează în domeniul consumului conștient, reciclării, gestionării deșeurilor și deja fiecare alege să fie în proces sau în afara lui care... Dar el oricum se întâmplă și atunci când suntem mai mulți, atunci când eforturile vin din diferite părți și a domeniului privat și statul și fiecare personal, atunci se întâmplă schimbările. Ele nu vin ușor, procesul durează, de asta 5 ani, 10 ani, cred că e un timp când noi vom reuși să ne adaptăm și să schimbăm lumea. Eu vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitații și nu în ultimul rând, mulțumesc pentru munca pe care o faceți, fiindcă este o muncă enormă. Uh, primul element în lanțul uh, care, de care depinde faptul cum va arăta Moldova în viitor peste 5 sau peste 10 ani este educație și este faptul că fiecare din noi să conștientizează că este nevoie să ne schimbăm astăzi obiceiurile pentru a avea un viitor mai frumos mâine iar munca pe care o faceți voi este enormă și vă mulțumesc foarte mult și sper mult ca după emisiunea de astăzi să vă contacteze cei care sunt interesați pentru a-și schimba obiceiurile de astăzi, după cum spuneam. Mulțumesc mult! Mulțumim! Drag. you <small>